Apropo de Vlad, că aici Ionuț, a fost Vlad alături de noi săptămâna trecută, apropo, și a ridicat un subiect interesant, faptul că Vlad a lucrat pro bono la Dinamo. Și lucrează în continuare. Și asta pro bono, administratorul special, ar trebui să se schimbe. Și mulți alții care au depus muncă pro bono. Mi-aduc aminte și de comentarii aiurea în legătură cu asta. Da, a lucrat pro bono. Adică era culmea să mai vrea și el o sumă de bani. Da, dar acum... În schimb, am cheltuit și în schimb, afacerile care au fost construite, pentru că eu într-un fel m-am retras la un moment dat din afacere, am vândut o firmă și am lăsat pe Vlad să dezvolte. Și de-abia apucase, de-abia le așezase sub mâna lui și cu niște parteneri ai lui. Și după aceea a vorbit cu partenerii, a vorbit cu mine, băi, vreau să mă duc la Dinamo. Bun, și te mai ocup și de astea? Păi că dacă nu, că nu știu. Timpul. Și nu s-a mai ocupat. Deci dacă e să o luăm așa, acel pro bono are un minus mult mai adânc și real, dar asta e treaba noastră. Ne-am asumat, asta am făcut, asta am reușit și aici suntem mulțumiți.